Salutare tuturor, numele meu e Claud și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. Astăzi o să vorbim despre un nou website care te plătește să descarci aplicații pe telefon, să completezi tot felul de survey-uri să intri să fii activ pe acest website, pentru că o să primești bonusuri în fiecare zi când o să intri pe acest website și te loghezi în contul tău, o să primești tot felul de bonusuri. Poți să numești asta un fel de, depinde cât de loial ești acestui website, el o să te răsplătească. Bun, o să intrăm pe el și după cum vedeți pe prima pagină, o să primiți un bonus de 10 puncte atunci când vă înregistrați. Deci puteți să începeți să vă faceți cont rapid și să aveți un fel de head start împotriva altor persoane și să retrageți cât mai repede banii de pe acest cont. Puteți vedea că are 165, până momentan are 165 de review-uri pe Trustpilot. Puteți să intrați pe Trustpilot și să vedeți despre ce e vorba, ce sunt cu aceste review-uri, ce zic alte persoane despre acest website și să vă faceți o idee dacă acest website este pentru voi sau nu. Puteți primi banii prin PayPal, Visa, Tango Card și Amazon. Nu cred că există la noi Tango Card și Amazon, dar știu foarte sigur că există PayPal și Visa. Deci, vă faceți cont, începeți să descărcați aplicații și să vă jucați pe telefon sau începeți să completați survey-uri și puteți să faceți bani prin PayPal direct în contul vostru de PayPal. O să vedeți aici câteva companii de la care o să aveți reclame sau nu, da, reclame, o să aveți aplicații și survey-uri, da, studii de opinie, o să vedeți aici. Sunt destul de încredere aceste companii, le vedeți oriunde, AdGem, de exemplu, Polfish, Seiso, Offerwall, astea sunt foarte populare, Personally, AdGate Rewards, Peanut Labs, sunt foarte legit și te plătesc, știu sigur că te plătesc pentru că am completat survey-uri de la aceste companii și am descărcat aplicații de la ele. Și știu sigur că te plătesc. Puteți vedea că ăsta este numărul 1 în comunitatea asta a studiilor de opinie, cu descărcatul aplicațiilor, da? În comunitatea asta de afaceri. Da? Puteți vedea că acest website este numărul 1, da? Puteți face chestia asta și pe mobil, și pe laptop, desktop, orice aveți voi prin casă, puteți să faceți bani cu acest website, da, tabletă, tot ce aveți voi prin casă. Puteți vedea aici că o să primiți cadouri pentru completarea studiilor de opinie, o să le spun, și ofertelor care o să fie valabile în fiecare zi. Da? Deci o să aveți oferte și studii în fiecare zi de completat și de primit puncte. Și depinde cât de activ sunteți voi pe acest website, o să faceți din ce în ce mai mulți bani. Au și un sistem de afiliere. Atunci când, nu știu, îți inviți un prieten sau ceva și acel prieten începe să completeze și el studii de opinie și să se uite la reclame, să dea click pe reclame, să completeze aplicații și tot felul, o să primiți un procent, depinde, la fiecare cont e diferit, da, depinde de câți membri aduci, da, o să puteți primi un procent mai mare sau un procent mai mic din tot ce câștigă acele persoane pe acest website. Foarte interesant, puteți vedea cam câți membri sunt astăzi activi, da? 3572, câți bani au fost plătiți prin toate metodele de retragere, da? PayPal, Visa, gift card și tot așa. A, nu, uite, astea doar sunt bani și astea sunt gift card-uri, ok. Deci ăștia sunt bani care au fost transferați prin Visa, PayPal și Tango Card. Astea sunt gift card-uri, cum ar fi Amazon gift card și multe alte. Dacă o să ne uităm aici jos, o să avem niște dovezi de plăți. O să intrăm aici și o să vedem despre ce e vorba. Dacă ne uităm aici în dreapta, o să vedem Dollar Clicks Chatbox. Da? Aici putem vedea ce studii completează alte persoane, ce task-uri completează ei ca să câștige puncte pe acest website. Am impresia că 10 puncte înseamnă un dolar, deci puteți vedea că sunt persoane care fac un dolar pentru fiecare
pentru fiecare task completat pe acest website și nu uitați că atunci când vă faceți cont primiți un dolar, un dolar când vă faceți cont. Văd aici sus că o să primiți pentru fiecare prieten invitat, o să primiți până la 20% comision și un 0,25 de cenți, un bonus, da? Deci pentru fiecare persoană care își face cont cu clickul, cu linkul vostru, o să primiți 25 de cenți și un 20% din tot ce câștigă ei. Foarte interesant. Văd aici că au un Oktoberfest. What is this? Da, e un fel de concurs, că particip la el și îți multiplici bănuții. Văd că au și o pagină de Facebook dacă vreți să intrați și să vedeți despre ce, despre ce este vorba acolo. Aici puteți vedea persoane care au retras, da, octombrie 23 a retras prin PayPal 5 dolari, această persoană a retras 1 dolar, această persoană a retras 15 dolari, deci puteți să faceți bani destul de buni. Văd că asta, persoana asta a retras 99 de dolari. Mamă, 85, 49, 77, deci puteți să faceți bani pe acest website. Depinde de timpul pe care o să îl depuneți în această metodă, puteți să faceți mai mult sau mai puțin. Văd aici că îmi arată niște survey-uri, da? Văd aici că survey-ul ăsta îmi dă 70, nu, am impresia că 10 puncte înseamnă 10 cenți, pentru că era aiurea să-ți dea, mă rog, nu era aiurea, era mișto să-ți fi dea 7 dolari pentru un survey, dar cred că 10 puncte înseamnă 10 cenți. Totuși e ok, adică la 10 survey-uri completate ai un dolar. Aici... Să vedem ce e aici. Klaus from USA Competitive Offer. Ah, da, uitați aici. Aici sunt persoane... Ai, nu. Aici îți spune ce survey-uri, ce studii de opinie sau ce task-uri au completat persoanele. Și aici ce spune? Ia să vedem. Ah, nu. Aici îți spune persoanele care se înregistrează acum și din ce țară și ce nume au. Ok. Și puteți vedea că toate aceste persoane primesc câte 10 puncte și aici, dacă dăm jos aici, bun, aici vezi cele mai noi oferte, da? Cea mai nouă ofertă e asta care te răsplătește cu 80 de puncte, adică 80 de cenți, foarte super, foarte super, hai că foarte super. Aici puteți vedea persoane care completează studii de opinie și ce studii de opinie completează ei. De exemplu, acum 15 secunde, Tasha din Statele Unite a completat acest studiu care a fost în valoare de 78 de puncte. Super tare și dacă dai click pe el și tu poți să completezi același studiu ca și această persoană. Foarte tare. Ce să mai spunem noi despre acest website? Adică am văzut câteva review-uri pe internet. Mi se pare destul de, nu știu, mi se pare legit, pentru am citit foarte multe review-uri și nu am văzut persoane să se plângă. Am văzut câteva persoane care s-au plâns din cauza că îți dă câte 10 puncte pe 10 puncte. Îți dă puține puncte pe survey, adică 80 de cenți nu mi se pare puțin pentru un survey care probabil durează cât. Mă rog, până la urmă îți bani pe internet, adică nu te duci tu și îți rupi spatele, nu... pe afară ca să faci banii ăștia, poți să faci chestia asta când ești liber sau când, nu știu, stai în pat, stai, faci ceva și, nu știu, vrei să faci niște bănuți pe internet, poți să intri pe website-ul ăsta să completezi câteva survey-uri, da, și poți să faci și 100-200 de dolari pe lună, depinde câte survey-uri completezi, depinde de timpul tău, poți să faci mai mult sau mai puțin. Putem vedea aici că poți să-ți trimită banii și prin și transfer bancar dacă doriți, Bitcoin, Tango Card, Visa și Amazon, ok. Putem să vedem aici, ce să mai vedem aici, să vedem dacă mai dăm, ia să mai vedem niște dovezi de plată. Văd că aici a mai retras cineva, David54, a retras prin Visa 70 de dolari, persoana s-a retras 114, vreau să văd o sumă mai mare, 150. Ok, vreau să văd o sumă mai mare, să vedem dacă e vreo sumă mai mare. Văd aici 160, 210, bun, 210 stone, ok, stone pe octombrie 22 prin Tango Card, ok, 210, mamă. Deci puteți vedea, băieți, că se fac bani pe website-ul ăsta, doar că, na, trebuie să te apuci de treabă, știi cum zic.
Sunt persoane care fac 98 de cenți și sunt persoane care fac 200 de dolari pe website-ul ăsta. Deci se pot face bani. Cam asta a fost cu acest videoclip. E un website destul de simplu și te plătește în contul tău pentru să completezi survey-uri, să completezi tot felul de task-uri, să instalezi aplicații pe telefon și să inviți prieteni să se alăture acestui program. Cam asta a fost cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un comentariu dacă aveți vreo întrebare, un like la acest videoclip și un subscribe la canalul meu. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!